fetelor! Astăzi ne revedem la un nou clip, un clip în care vă voi prezenta 5 parfumuri preferate de mine în primăvara aceasta. Pentru că primăvara se apropie și trebuie să mirosim bine, ca niște flori, m-am gândit să fac acest clip astăzi pentru voi. O să vă arăt parfumuri de la mai ieftine până la mai scumpe, nu foarte scumpe, că nu dăm banii pe parfumuri foarte scumpe. Toate sunt din colecția mea, deci sunt ale mele și da, să începem. Mi-am luat și telefonul cu mine pentru că probabil nu o să recunosc aromele fiecărui parfum. Ce să fac, n-am un nas perfect. Primul parfum pe care o să vi-l arăt este și cel mai ieftin, să zic așa, dintre cele pe care vi le prezint astăzi. Și este vorba de White Liliac de la Oriflame. Parfumul acesta în ofertă este undeva la 40 de lei și miroase, bineînțeles, a liliac alb. Mie îmi place foarte mult mirosul florilor albe în general și a celor galbene. De aceea, acesta a devenit unul dintre parfumurile mele preferate, cu toate că, în general, mie nu-mi plac parfumurile fresh și florale. Mie îmi plac parfumurile tari, puturoase, care miros ca gândaș de Colorado, făcând o glumă. Nu, îmi plac parfumurile puternice, tari, cu personalitate, care se deosebesc de tot ceea ce este în momentul acela într-o încăpere, să zic așa. Adică dacă intru într-o încăpere și sunt dată cu un parfum din acesta special, vreau să se diferențieze. Cred că înțelegeți ce vreau să zic. În momentul în care intru într-o încăpere, vreau să mă diferențiez de restul persoanelor prin parfumul meu. De aceea, în general, aleg parfumuri tari cu personalitate. Dar primăvara și vara încerc totuși să las un pic mai jos ștacheta, să zic așa, și să folosesc parfumuri mai ușoare, mai suave, să nu mai fie atât de puternice și de in your nose, să zic așa. Bun, și cum spuneam, acesta este White Liliac. Miroase, bineînțeles, a liliac alb, mă repet, are un parfum fresh care persistă destul de bine pe haine în jur de 5 ore, pe piele nu-l folosesc pentru că știți că am probleme cu pielea, în sensul că am pățit odată de la un parfum, nu mai țin minte ce era, mi-am amintit, era Angel de la Terry Mugler. Am pățit cu el, mi l-am aplicat pe piele și am făcut o chestie foarte urâtă, o alergie, de am ajuns la urgențe. Adică nu vă imaginați în ce hal ieșiseră niște chestii pe mine. Și cum mi s-a administrat o injecție specială pentru alergii, nu am mai avut absolut nimic. Asta ca o paranteză. De aceea prefer și de atunci nu am mai aplicat parfumurile pe piele. Nu m-am mai riscat să le mai aplic. Singurul parfum pe care l-am aplicat pe piele de când am avut această problemă a fost parfum, uleiul de parfum de la Amelio, care știți că i-am făcut un review aici pe canal, acela l-a aplicat pe piele și nu am pățit nimic. M-am riscat pentru că fiind ulei nu puteam să-l aplic în altă parte și dorind să-l încerc, m-am riscat și l-am aplicat pe piele și n-am avut nicio problemă. Am descoperit apoi că fac alergie la o substanță care o conține anumite parfumuri, deci nu fac alergie la orice parfum. De aceea mai mă uit pe substanțe, într-adevăr, când cumpăr un parfum, dar în general prefer să nu le aplic pe haine. Asta fiind paranteza făcută care v-am zăpăcit. Acest parfum, cum spuneam, persistă 5 ore. Pe haine, pe piele nu l-am testat cât persistă, dar cred că ar persista mai puțin pe piele, dar îl puteți lua în geantă cu ușurință pentru că are o sticlă destul de compactă și este o sticlă simplă, o sticlă care îi se potrivește denumirii și mirosului său, simplu, dar plăcut și clasic în același timp. Este un parfum care merită încercat dacă vă plac florile și dacă vă place liliacul în mod special cu miroase. Mie îmi place liliacul, sunt nebunită după el, așa că am dat imediat o șansă acestui parfum când l-am văzut în catalogul de la Oriflame. Și în curând lumina o să-mi cedeze. Bravo, Denisa, iar am uitat să o bag la încărcat lampa. Azi este marți 13 și se vede că am ghinion. Am încărcat un pic lampa repede ca să pot să termin de filmat clipul. Sper să nu-mi cedeze aparatul de data aceasta.
mă uit în monitor ca să văd exact, e totul în regulă, sunt bine, eu sunt în poziție, bun. Următorul parfum este Life de la Avon. E bine, despre acesta, ce pot să vă spun eu înainte să citesc aromele sale de pe Fragrantica, este un parfum care este o apă de parfum care persistă undeva la 8 ore și cealaltă era apă de toaletă, cea de la Oriflame, și prețul lui a fost în jur de 80 de lei când l-am luat eu în ofertă. Ca și sticluța, are o sticluță simplă, clasică. Un singur detaliu este în evidență și anume capacul, care este sub formă de floare sau, dacă vreți, sub formă de fulg de nea. Nu știu, depinde cu ce vreți voi să îl asemănați, dar eu cred că designerul a dorit, designerul sticluței a dorit să fie o floare. Bun. O să vă spun ce cred eu despre el prima oară când îl miros. Are un miros pudrat, un miros floral, dar, cum spuneam, pudrat, liniștit la locul său. Este un parfum care îl văd purtat de o femeie îmbrăcată în ceva vaporos, ceva de vară, cu nuanțe calde sau cu nuanță de roz, un roz din acela pudrat sau un baby blue. Îl văd purtat de o femeie simplă, dar în același timp care emană eleganță. O să vă citesc notele de pe Fragrantica și avem așa. Notele de vârf sunt citrice, ceai alb, nufăr și măr roșu. Notele de mijloc sunt violeta, bujorul și floarea de cireș japonez. Notele de bază sunt stânjenel, patchouli și ambretă, care este o nalbă de mosc. O să mă grăbesc un pic, o să rămân iar fără baterie la lampă, deci. Da. Dacă o să vă uitați pe Fragrantica, o să vedeți că are destul de multe dislike-uri, din păcate. Mie una, îmi place acest parfum. Îmi place că este ușor feminin și în același timp nu trece neobservat. Este un parfum ok pe care puteți să-l încercați. Următoarea variantă vine de la Guess. Guess Seductive se numește acest parfum. O să spuneți că este un pic cam greu pentru primăvară, dar îl consider un parfum potrivit pentru primăvară seara, când ieșiți undeva și vreți să vă simțiți un pic speciale și diferite, și atunci puteți încerca un astfel de parfum. Lumina, după cum vedeți, din ce în ce este mai slabă, deci vreau să termin de filmat acest clip cu orice preț, vă spun sincer. O să mă chinui un pic, dar chiar vreau să-l termin cu orice preț. Vă spuneam despre Guess Seductive. Este un parfum care miroase a miere? Nu știu, mi-au ce aminte de miere. O să-l caut la fel pe Fragrantica și o să vă spun toate aromele sale. Vă potrivi pentru o femeie decisă și hotărâtă. Este un parfum tare, dar în același timp păstrează și acea parte de feminitate. Ca note de vârf avem bergamontul, coacăzele negre și para. Într-adevăr, se simte acel miros de pară, chiar l-am sesizat. Notele de mijloc sunt iasomia, floarea de portocal african și rădăcina de stânjenel. Aici floarea de portocal am simțit-o și iasomia. Iasomia într-adevăr iese în evidență, se afirmă, să zic, în ceea ce privește parfumul, iese în evidență ca și aromă. De aceea probabil îmi și place atât de mult, pentru că, cum vă spuneam, îmi plac florile care miros în general la curat și florile care sunt albe. Florile albe și florile galbene îmi plac foarte mult. Bun, notele de bază sunt vanilia, olibanum și cașmeranul. Este ușor vanilat, ușor este un parfum fructat care, cum vă spuneam, vă scoate în evidență. Ce nu-mi place mie la el, capacul ăsta, trebuie să-l bag, să-l apăs foarte tare ca să intre. Este ok, are o sticluță plăcută, cu o inimioară aici și cu emblema de la Guess, făcută dintr-o piele.
Nu este un parfum scump și îl poate permite oricine, și dar este un parfum pe care îl puteți încerca. Apoi un parfum care clar poate fi folosit de zi și de o femeie mai nebunatică, mai jucăușă, de o femeie care se îmbracă în jeans și cu tenis, dar în același timp își păstrează și acea atitudine de femeie puternică. Este vorba despre Versus de la Versace Red Jeans. Acesta este parfumul. Este, cred, o apă de toaletă și miroase, cum vă spuneam, foarte, foarte diferit de ce v-am arătat până acum și foarte diferit de ceea ce port eu în general. Pentru că, cum vă spuneam, în general port parfumuri dulci, tari. E, acesta este tare, dar nu este acel tare dulce. Are o altfel de tărie. Bineînțeles, are un parfum tare, dar floral. Este foarte cât se poate de floral. De aceea, de multe ori, nu este plăcut de toată lumea. O să vă citesc notele. A fost lansat în 1994, deci este un parfum vechi, să zic așa, pentru Versace. Notele de vârf sunt caise, frezie, piersică, coacăze negre. Notele de mijloc sunt violeta, nufărul, lăcrămioare, trandafir. Notele de bază sunt lemnul de santal, moscu și vanilia. Chiar miroase a trandafir, nu știu, mie mi-aduce aminte de trandafir când îl miros, sincer. Și în același timp, nu știu ce să zic că mai miroase, dar a trandafir și a bujor, cu toate că nu are, are violeta, care cred că a trandafir și violetă cel mai mult miroase, sincer. Este un parfum cu un preț mic, costă undeva la 90 de lei, 100 de lei pe Elefant, care mie una îmi place, eu pe acesta l-am de pe Aoro și uit într-adevăr de multe ori să-l folosesc pentru că v-am zis, nu mă caracterizează, dar consider că este un parfum potrivit pentru primăvară și pentru o femeie care este mai non-conformistă. Iar ultimul parfum pe care vreau să vi-l arăt este Body. Este unul dintre parfumurile mele preferate, dar cu toate că este unul dintre parfumurile mele preferate, în general nu întind mâna după el să îl folosesc, pentru că la fel este un parfum pudrat care nu are acea tărie și acea personalitate pe care eu o caut în general în parfumurile mele. O să vă citesc și despre acesta notele. Notele de vârf sunt pelinul, piersica și frezia, notele de mijloc sunt stânjenelul, trandafirul și lemnul de santal, iar notele de bază sunt cașmeran, mosc, ambră și vanilie. Dacă vedeți, aproape toate au în comun câte ceva, tot ce v-am arătat acum. Are un miros pudrat, o să vă spun descrierea mea. Are un miros pudrat, dar curat, un miros plăcut, un miros deosebit. Este un parfum care persistă foarte bine pe haine, persistă în jur de 10 ore, iar sticluța arată foarte bine. Este un parfum care are o înfățișare frumoasă și o prestanță bună. Miroase bine, miroase plăcut, miroase la fel pudrat, miroase, îl vă purtat la fel de o femeie delicată, dar în același timp care știe ce vrea, și acesta îl văd purtat și la o femeie business, o femeie îmbrăcată business, o femeie cu tocuri, o femeie puternică, și îl văd potrivit de zi, pentru că este discret, dar în același timp reușește să atragă atenția celor din jur când îl simt. Acesta al meu are 60 de mililitri, eu l-am cumpărat tot de pe site-ul celor de la Oro și nu știu cât am dat pe el. Oricum nu este foarte scump, este în jur de 200 de lei, are un preț accesibil pentru oricine, dar este cel mai scump dintre cele pe care vi le-am arătat eu. Acestea fiind spuse, v-am arătat parfumurile preferate de către mine pentru primăvara aceasta / vara aceasta, sau poate o să mai realizez și unul pentru vară, mă mai gândesc până atunci. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper să mai intrați pe canalul meu, sper să vă împarfumați, să mirosiți așa ca niște flori, ca niște
nu știu, ca niște gazele, gazele, nu știu, îmi vin tot felul de idei în cap. Dați-mi like, dați-mi subscribe, scrieți-mi în bara de comentarii tot ceea ce vă trece prin cap, scrieți-mi ce idei mai aveți voi de clipuri pe care să le fac. Aș dori, da, mi-am amintit. Uite, aș dori să fac un Q&A. Nu știu dacă am foarte mulți privitori care m-ar întreba ceva, nu știu, dar anunț oficial că vreau să fac să realizez un clip, un Q&A. De aceea vă rog să-mi adresați orice întrebare, orice curiozitate pe care o aveți asupra mea, bineînțeles să fie o întrebare decentă. Să mi-o adresați, eu o să notez toate întrebările și o să vă răspund cu drag într-un clip. Bineînțeles, dacă acestea vor fi suficiente, pentru că vă dați seama, dacă am doar două întrebări, gen nu știu ce vârstă am și ce, cu ce mă vopsesc, astea vi le pot, vă pot răspunde la ele și fără să fac un clip separat și special, înțelegeți voi ce vreau să spun. Acestea fiind spuse, vă mai aștept pe canalul meu, v-am pupat, pa, pa!